Caz șocant, o femeie de 56 de ani din SUA este însărcinată cu bebelușul propriului ei fiu, deoarece în ora sa nu poate avea copii. Conform mesajul.ro, femeia din Statele Unite ale Americii este mamă surogat pentru fiul ei și soția lui, care a suferit o histerectomie, astfel că nu mai poate avea copii. Potrivit Daily Mail, femeia a declarat că a luat decizia de a fi mamă surogat, deoarece știa că fiul ei își dorește foarte mult să fie tată. În plus, ea nu știa dacă va fi posibil să mai rămână însărcinată la vârsta ei sau dacă va putea duce sarcina. Cu toate acestea, embrionul a fost transferat cu succes, iar copilul se va naște în noiembrie. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi însărcinată la 56 de ani sau că poate posibil, dar este cel mai frumos lucru, spune femeia. În plus, ea abia așteaptă să nască. Fiul ei și soția acestuia au apelat la un tratament de fertilizare in vitro timp de 6 ani. În urma acestuia au reușit să aibă gemeni, Pevere și Ania, care au în prezent 3 ani. Ulterior, aceștia au mai avut un set de gemeni, pe Diesel și Luca, acum în vârstă de 11 luni. Totuși, cea de-a doua naștere a fost dureroasă și traumatizantă, astfel că tânăra soție a făcut o histerectomie, din cauza căreia nu mai poate deveni mamă, relatează mesajul.ro.